Suntem într-una dintre cele mai prestigioase fabrici de mobilă din România, Montana Câmpeni, cu o istorie neîntreruptă de peste o jumătate de secol. Aș vrea să vă întreb care sunt perspectivele pentru această industrie a mobilei în contextul în care România este una dintre țările care contează în industrie și care exportă mai mult decât importă. Bineînțeles că suntem în o industrie de tradiție. Prelucrarea mobilă este una din cele mai vechi industrii din România, consacrată pe plan mondial. Acum, din păcate, suntem într-o fază de contragere a întregii industrii, datorată în primul rând faptului că în acest proces de producție incorporăm destul de mulți factori subiectivi, cum ar fi forța de muncă, material lemnos, toate acestea fiind supuse în ultimii ani unor fluctuații de cost foarte mari, și putem vorbi de o contragere pe plan național a industriei de mobilă, marcată prin redimensionarea fabricilor. Este și cazul Montana Câmpeni, care a suferit o transformare, însă cred că ceea ce nu ne omoară ne întărește, și ca atare ce a fost greu, aș putea spune că a trecut. Cred că industria de mobilă pe piața externă, dar cred și pentru piața internă, va avea un viitor bun și cred că producătorii de mobilier care au rămas în continuare în piață oferă în momentul de față un produs de o calitate excepțională la niște prețuri foarte avantajoase, ceea ce mă determină să cred în viitorul acestei industrie. Montana tocmai a trecut printr-o repoziționare de succes, a poziționat acum pe segmentul premium, după ce a activat foarte multă vreme și pe segmentul care genera volume mari prin prisma prețului. Deci acum raportul preț-calitate este așezat într-o zonă corectă pentru Europa. Cât de dificilă a fost această repoziționare? A fost o provocare cu siguranță de a trece dintr-un segment mediu către un segment high-end, atât prin prisma materialelor, cât și a tehnologiilor de producție. A fost destul de greu, dar în același timp provocator. Aș putea zice că am făcut ceea ce a trebuit făcut la momentul respectiv. Segmentul de piață pe care noi ne găsisem, și piața, noi eram niște actori dedicați pieței europene, am schimbat atât tiparul de producție, cât și piața, ne-am dus către Statele Unite și, privind în urmă, cred că a fost decizia cea mai corectă pe care am putut să o luăm la momentul respectiv. Cei din echipa pe care o conduceți s-au specializat și în proiecte mai dificile, cu provocări mai mari. Ați realizat piese de imobiliar inclusiv din stejar vechi de sute de ani. Sunt multe elemente care încorporează sau care generează creativitate, inovare, inclusiv artistică sau tehnologică în acest domeniu. De aceea aș vrea să vă rog să enumerați care sunt aturile echipei Montana Câmpeni. Cu siguranță am reușit și această schimbare de care vorbeam înainte, precum și să răspundem provocărilor de a crea mobilier din lemn recondiționat bunăoară sau de a copia replici după un mobilier mai vechi, doar datorită calității membrilor echipei. Principalele calități pe care le-aș putea enumera ar fi că avem o echipă tânără, o echipă de oameni dornici de a se afirma, o echipă de oameni care studiază cele mai noi tehnologii, oameni care își propun scopuri foarte, foarte înalte, oameni care fac față cu brio oricărei provocări pe care eu le-am ridicat-o, și cred că o echipă care lucrează în,
în coeziune. O echipă care și-a găsit sinergia, oameni care, dincolo de problemele zilnice pe care le întâmpinăm făcând producție, vin cu drag la lucru, vin cu drag la locul de muncă și ca atare, atunci când faci un lucru cu drag, nu pot decât să ai succes.